Bună seara! Veris vrea în Europa! Echipa care face furor în divizia își va construi un complex sportiv cu două terenuri, artificial și natural. Veris este la un pas de promovarea în divizia națională și deja și-a trasat obiectivul pentru sezonul viitor, participarea în cupele europene. Mai mult decât atât, Veris și-a schimbat reședința din Drăgănești în Chișinău. Despre aceasta a anunțat pentru EuroTV directorul tehnic al echipei, Vasile Carp. Duc rotativii foarte intense. La moment, mai sunt niște întrebări, au apărut, care trebuie să le cu primărie. Au apărut niște probleme cu loc de parcare. Timp apropiat, eu cred că în timp de o lună, două, cred că scarif și peste două, trei luni zile să înceapă lucrările. A să fie stadion artificial, ca să putem să jucăm jocurile de divizia națională și să fie stadionul principal care să putem să jucăm la cupele europene. Standard european. Anul viitor obiectivul o să fie cupele europene. 100%. Pretenziile sunt foarte mari și eu cred că peste un an, doi, fim în acolo. Unii trebuie să afle echipa Veris. Pe lângă obiectivul de a construi un complex sportiv și obținerea unui loc în cupele europene, Veris și-a schimbat reședința din Drăgănești în Chișinău. Nu-i Veris Drăgănești, Veris Chișinău. Două luni în urmă. Juridic, toate actele sunt Veris Chișinău. Veris a înregistrat o performanță incredibilă în Moldova. Nu a scăpat niciun gol timp de un an și 36 de zile, adică 242 de zile sau 25 de partide consecutive în divizia B și A. Seria a fost întreruptă de Șerif 2 la 5 noiembrie 2012. Cred că e record în Moldova, da? Asta e muncă începând de la președinte până la medicul echipii. Meritul la tot. Veris a impus în toate cele 33 de meciuri disputate de la înființare în campionatul Moldovei cu un gol averaj distrugător, 122 de goluri marcate și doar 3 scăpate. Veris a înregistrat singura înfrângere din istorie în meciurile oficiale în Cupa Moldovei sezonul 2011-2012, când a pierdut în deplasare cu 1-0 în fața lui FC Academia la 26 octombrie 2011. În acest sezon, Veris a eliminat Olimpia Bălți în optimile Cupei Moldovei, scor 0-0, 3-4 la penaltiuri. În sferturi, echipa antrenată de Trakalov va întâlni Dacia. Prin muncă dobim că se face performanță în echipa Veris. Suntem optimiști toți suntem, toți. Iar suntem până la președinte, până la jucător și credem în puterea noastră, a Verisului. На сегодняшний день, если бы он играл в высшей лиге, я думаю, что он бы 100% находился бы в середине турнирной таблицы. Это был бы очень крепкий середняк. Veris este lider în divizia cu maximul de puncte după ce a câștigat toate cele 13 partide disputate, gol averaj 45-1. Vedeta echipei, internaționalul moldovean Viorel Frunze este goalgetter în Liga Secundă cu 16 goluri. De când noi ne-am format de o an jumătate, la noi niciun trenier, numai moldoveni, joacă în echipă. Alăvând pe Frunze, da, fost component acționat în Moldovei. Mai avem pe portarul Diaconu, el mult timp nu a fost luat în vedere, da. Eu, în primul rând, ca om, e un băiat extraordinar, da. Mai avem Cornel Popov, care tot e un băiat modest, care tot a demonstrat când era la Dacia. Și un jucător stabil, Rămăniuc, tot e un băiat extraordinar, educat. Când lângă dânsul avem tineri, 94, 95, primul rând, al doilea rând, e un grup, e un colectiv. Galben-verzii vor să călească oțelul. Zimbru Chișinău a pregătit un promo spectaculos înainte de partida de pe teren propriu cu Iskra Stal din etapa 17-a din Divizia Națională.
Pe lângă partida Zimru Iskra Stal în etapa 17-a din Divizia Națională vor mai avea loc meciurile Speranța Milsa, Ministru, FC Costuleni, Olimpia FC Academia, Rapid Șerif și FC Tiraspol Dacia. Partidele se vor juca sâmbătă și duminică 17 și respectiv 18 noiembrie. Șerif este lider cu 41 de puncte, Dacia ocupă locul 2 cu 6 puncte mai puțin, FC Tiraspol se clasează pe poziția 3-a. Pe ultimele locuri sunt Ministru și Speranța. Somnoroase păsărele și vulturi la adunarea generală a CNO. Nicolae Juravski a fost reales cu scandal pentru a patra oară în funcția de președinte al Comitetului Național Olimpic. Chiar dacă adunarea generală, care a durat peste 8 ore, a fost marcată de multe momente tensionate, unii oameni din sport au ațipit. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Vestea nopții veierie, se ridică mândra-i lună. Totu-i vis și armonie, noapte bună, noapte bună. Dacă unii membri ai Comitetului Național Olimpic s-au simțit confortabil în rol de somnoroase păsărele, alții au dat mai des din aripi și și-au arătat ciocul de vulturi. Nicolae Juravski, în vârstă de 48 de ani, va vâsli pentru a patra oară din cabina președintelui CNO. Dublul campion olimpic a adunat în coș de două ori mai multe voturi față de halterofilul Tudor Casapu, 86 la 43.